acum. Ce să știu decât s-a auzit o bufnitură, atât. O bufnitură a zis că e o explozie. Eram la un prieten, diferență de aici, cam vreo 150 de metri în fundul grădinii. Și bă, o explozie. Și de acolo, când venim, sunt nevasta, mai vedeți ce s-a întâmplat la șosea. Un accident. Chiar accident, am zis că e explozie. Când asta, când vin și văd, întreb șofierul, zic că mă opream în stație să iau un, știi, pasageri. Așa. Și din spate nu m-am luat din plin și m-am aruncat. Atât. De cât mi-a zis șoferul. Morți, răniți, de la nu. După cât mi-a zis șoferul, șoferul a zis că nu. Băiatul care era la volan nu a luat salvarea și atât. Mai multe de atât detalii nu pot să vă spun. Erau răniți grav? Grav, șoferul de la volan l-a scos cam greu din mașină. Cam atât. Mai multe detalii să vă spun nu. Viteza a avut destul de mare, dar aruncat microbuzul din stații și până aici avea destul de viteză. Îmi spuneți? Nu, gata, gata! Jos.
Unde e șofer? Din spatele mașinii aici, la 20 de metri, 25 de metri. Și în moment am dat să deschid ușa, să iau pasagerul de acolo. Respectivul veni cu viteză foarte mare, domnul cu X5 sau așa, ce mașină. Am văzut în oglindă, băi, zic că asta intră în mine, nu se mai oprește. Nu se oprește, pur și simplu nu intră în mine. Și farul din stânga s-o vedea, așteptam să iasă, să iasă din față, nu vinea nimic. Mașină, am și băiat chiar un consătean de-a meu, care a zis că am văzut farurile tale la o mașină, dar nu știu de ce nu te ocoli, de ce nu, pur și simplu, doar lămpi mari, am avut lămpi aprinsă pe stânga câte două becuri. De ce și cum, nu știu. Avea viteză. Viteză, nu știu ce condiții, în ce stare răniță o fi fost el, o fi făcut. Răniți în microbus grav nu sunt. La un picior, un zgârietură, am înțeles, mergeau toți picioare, deci nu sunt răniți grav. Noroc nu a fost mai grav. Nu a fost mai în spate pasagerii, dacă erau mai în spate, cred că era foarte grav. V-a lovit tare din spate, așa? Da, din spate, m-a ridicat în sus, de față și am văzut stâlpul ăsta, trec prin el. Aici m-am dizmetit, numai praf și tot. Altceva n-am văzut. O mobilă de balastru. Normal că m-a speriat. Și nu se sperie la o treabă de asta. Câți pasageri erau în grup? Vreo 7. Vreo 7 pasageri. Erau mulți, dacă era timp de zi. Altceva. Din mașină răniți? V-am zis, grav nu sunt. Nu sunt răniți. Din cealaltă? Din cealaltă mașină, victima care e la volan. Nu știu în ce stare. Poate descarcerarea l-a ridicat, am zis. De pe a mișca, până a venit așa de la Smurt și la Pompier, de la descarcerat ca să o lea. Dar spun că avea viteză foarte mare. A dat șofierul autobuzului, s-a uitat că trebuie să plece din state. Și când s-a uitat, a spus, că să mă oprește și a intrat în el și... Nu. Era deja întâmplat. Vă dați seama că e accident. Altceva la bubuitura care era? Automat era accident. Bubuia la cei care au fost, n-avea cum să nu fie accident. Am ieșit, era exact ce se vede. Mai puțin lume. Aia care a fost în microbus. Nu a început să adune lumea după aceea s-a adunat, dar nu-ți dădeai seama. Noapte, nu-ți dădeai seama și acolo. Și când ați văzut ce e aici? Nu vreau să ne amintesc. Doamne, să circulă cu viteză. Nu, nu-i de o să știu. Nu știți cum să circulă? E șoseaua națională. Dar șoferul a văzut în ce stare era? Nu, da, șoferul nu. Nu știu, l-o lasă în vară, este nou de o salvare. Oricum bine nu este după cum arată mașina. Bine nu. Yeah.
portieră, cred. Am fost solicitați pentru a interveni în cazul unui accident rutier petrecut pe șoseaua Piatra Neamț-Bacău, în zona localității Zănești. Ajuns la fața locului, am găsit două autoturisme, un BMW și un autobuz, iar în BMW am avut o victimă, respectiv șoferul încarcerat. Am procedat la descarcerarea acestuia și a fost predat echipajul la SAJ. Eduard Andronache, inspectorată pentru situații de urgență Petrodava al județului Neamț, detașamentul de pompieri Piatra Neamț. Condus de domnul. Noi suntem tocmai partea din sus, care sunt aprochiere aici, nu suntem de aici, tocmai de la noar, mai la deasupra. Ați auzit de ați venit, nu? Am auzit, sigur, am văzut, am auzit salvările, am auzit o bufnitură, dar rest nu mă știu nic. Când am ieșit în drum, atunci am văzut încoași, m-am dus, m-am îmbrăcat înapoi și am plecat. Ce ați văzut când ați ajuns? Bufniturile astea, acum am ajuns cu tati trei, bufniturile astea, vedeți noi, dar oamenii... Dar suntem încolo, de la un kilometru. Dar oamenii... cum s-o fi întâmplat? Să fie avut viteză șoferul? Dar nu cunoaște. Dar mașină și mă întrebați de viteză, doamnă. Stați, doamnă, lăsați-mă un pic în pace. Dar ei șoferiți și știe care e viteza, dar noi n-avem de unde să știm. Dar v-am auzit că spuneați ceva, să fi fost beat șoferul? Nu, nu, de asta care e cumva am plecat, o mai făcut o dată din mult accident și acum se bagă pe totul loc să mă soare ea. Deci astăzi, în jurul orelor 19:30, pe DN15, localitatea Zănești, din județul Neamț, conducătorul unui autoturism marca BMW X5, datorită vitezei și a reușit din primele cercetări, a intrat în coliziune frontală cu un autocar de la o firmă de transport din municipiul Piatra Neamț, care intenționa să oprească în stația de autobuz pentru a urca un călător. Intrând în coliziune frontală, în urma accidentului, a rezultat rănirea gravă a conducătorului. Nu frontală, este din spate, da. Nu, este frontală din partea autoturismului BMW și din spate din partea autocarului. Deci este telescopare în termeni tehnici, deci este o coliziune față-spate. În urma accidentului, din primele verificări, rezultă că acel conducător al autoturismului BMW este rănit grav. De asemenea, a fost rănit grav și un pasager care se afla în stație de autobuz și intenționa să se urce în acel autobuz. Și de asemenea, a mai rezultat și rănirea ușoară a altor 5 persoane care se aflau în autobuz. La ora actuală se efectuează cercetarea locului care s-a produs accidentul, iar victimele au fost toate transportate la Spitalul Județean din Piatra Neamț în vederea acordării de îngrijiri medicale. Șoferul este proprietarul BMW-ului? Este cetățean? Nu, nu. Deci șoferul este cetățean spaniol, are reședință în România, așa rezultă din primele verificări pe care le-am efectuat, iar autoturismul este matriculat pe o firmă din municipiul Piatra Neamț.
să știți că... A fost o solicitare la ora 19:38 de minute pentru un accident rutier. Inițial informația a fost că este vorba despre o singură victimă încarcerată, șoferul unui BMW. A fost din partea serviciului de ambulanță alertat și s-a deplasat la caz un echipaj de urgență cu medic. La locul solicitării au fost identificat de fapt șoferul BMW-ului, care era încarcerat în stare de semiconștiență. În plus, un microbuz care a fost implicat în evenimentul rutier, din partea microbuzului au fost identificați la locul solicitării 5 persoane care au fost transportate de către echipajele serviciului de ambulanță la spital cu leziuni unele mai mici, dar o persoană care de fapt era un pieton care aștepta să se urce în microbuz cu leziuni mai grave. În plus, cu mijloace proprii, s-a deplasat la spital o altă persoană, la fel cu leziuni minore. Deci, în total, a fost un accident cu multiple victime, în care a fost implicat un microbuz care efectua curse regulate de la Buhuș la Piatra Neamț și un autoturism, din care au rezultat 8 victime. În starea cea mai gravă sunt șoferul BMW-ului și pietonul care urma să se urce în microbuzul respectiv. În acest moment, pietonul, deci pacientul care a fost adus primul la unitatea de prim urgență a Spitalului Județean, este intubat și este investigat la nivelul acestei unități sanitare. Cel mai probabil va fi transferat într-o unitate de competență superioară la Iași. Pacientul care este șoferul BMW-ului, pacientul încarcerat, este în perioada de investigație. Deocamdată nu este intubat, dar este relativ stabil hemodinamic.